Oricum, Zice început. să ne întoarcem la partea de început acolo și pentru că oarecum am intrat unul dintre lucrurile la care Rothbard face apel este inconsecvența ecologiștilor și a conservaționiștilor, atenție, diferenți față de conservatori, da? Care ei reușesc să ceară un lucru, după care se schimbă paradigma politică, ajung să ceară fix opusul. Și avem aici trecut el prin în revistă. Mai întâi avem stagnarea seculară, da, avea o problemă cu capitalismul, da, stagnarea seculară e boala fatală a capitalismului, era vorba de depresie, da, și evident pentru a rezolva problema aveau nevoie de mai mult socialism și înlocuirea pieței libere. Au avut parte de asta în mare măsură, Roosevelt ne-a dat-o tuturor de o tragem și astăzi. Și a ajuns la anii 50, marele boom postbelic. Și atunci a intrat în scenă, spunea Rothbard, cultul creșterii economice. Și capitalismul crește, e adevărat. Dar nu creștea, probabil la începutul anilor 50, nu creștea destul de repede. Trebuia și mai repede. Și atunci, pentru a maximiza rata creșterii capitalismului, era nevoie de mai multe intervenție de stat. Da? După aia, 58, John Kenneth Galbraith, The Affluent Society. Și brusc, intelectualii socialiști, spune Rothbard, și-au inversat verdictele. Problema capitalismului era că crește prea mult, da? Și trebuia moderat. Și aici mi s-a părut o chestie interesantă pentru că e ceva ce tind să auze astăzi de pe partea conservatoare. Și anume, citez, nu mai sufeream de stagnare, ci de prea mult bine. Prin urmare, omul își pierduse spiritualitatea printre supermarketuri și aripile fanteziste de la spatele mașinilor. E necesar ca statul să ia frâiele, fie prin intervenție maximă, fie chiar prin socialist și să-i taxeze puternic pe consumator pentru a le reduce îmbelșugarea sfruntată. Ok, deci problema era capitalismul, soluția era mai mult stat și prin taxare, cum se vede astăzi, că am ajuns la certificatele verzi. Adică poți să tragi exact o relație aproape de 1-1 între ce spuneau ăștia și ce, domne, e prea mult, se consumă prea mult, trebuie să punem certificate verzi, trebuie să taxăm carbonul, să taxăm emisia ca să reducem consumul, reducem îmbelșugarea. Mai departe, sunt 8, ajung și imediat și la ultimul. Mai departe, în 62, brusc problema Americii nu mai era abundența, ci era sărăcia, creștea sărăcia, așa că avem războiul cu sărăcia, da? 64, de la războiul cu sărăcia, dar ei nu spun, nu, era stagnare, crește deficitul și atunci există Comitetul Ad Hoc al Triplei Revoluții și a publicat atunci manifestul care ne-a întors pe noi și pe intelectualii de stânga înapoi la punctul de pornire. Problema Americii nu era stagnarea, ci inversul ei. Deci, iarăși, creșteau prea mult și venea mitul automatizării. Deci toată lumea se automatiza în anii 60 și o să se supraautomatizeze, o să rămână lumea fără servicii. Nu știu, poate pare cunoscut cuiva. Tot la fel. Se termină anii 60, se vede că automatizarea nu a fost diavolul de care s-a speriat toată lumea, da? Și atunci, opa, avem recesiune. Recesiunea era iară, de la sfârșitul anilor 60, recesiune. Recesiunea era iară din cauza capitalismului. Dom'le, capitalismul ăsta nu e, avem nevoie de mai mult stat și de mai multă, așa, vine iar abundență. Oh, cum? Prea multă creștere. Și spune că nu e deloc greu să întâlnești acum una și aceeași persoană și culmea că nu e rară nici în zilele noastre, care se situează contradictoriu pe o combinație a pozițiilor 5 și 7, susținând în același timp că trăim într-o epocă post-raritate, da, post-scarcity, în care nu mai avem nevoie de proprietate privată, de capitalism sau de stimulente materiale pentru aia. Nu, că e destul pentru toată lumea, sau ce puțin ar trebui să fie, pentru că e anul curent. Anul curent plus 6 deja. Și că B, lăcomia capitalistă ne epuizează resursele și ne duce în pragul unei iminente penurii mondiale. Deci suntem post-raritate, dar suntem în pragul unei penurii mondiale.
Și răspunsul stângist pentru ambele este că trebuie înlocuită piața liberă și capitalismul cu o planificare centralizată. Deci dacă vrea să susțină ceva care... Adică își schimbă argumentația când e post-realitate, când... Da. Și, în funcție de ce vrea să spună, nu? Exact. Și dacă e să o luăm, să o legăm și de ce ne introduceam noi și că tu spuneai că Robert n-a atins subiectul ăsta tocmai pentru că nu era... Deci consensul oamenilor de știință, da, a fost că planeta se îndreaptă spre o nouă epocă glaciară, da? Din 1930 până prin 1975 înghețam, da? Deci toată planeta urma să înghețe din cauza epocii industriale, din cauza emisiilor de carbon. Se răcea planeta, nu mai ajungea soarele la, ok, pe la când, să zicem, în anii 70 la un moment dat a fost o pauză în care aveau probleme cu poluare. Domne, indianul american e omorât de toată poluarea asta, știi, el se uită și el are un mediu de viață așa primitivist și frumos și în ton cu natura și sunt ăștia care, uite, îi poluează, îi strică mediul, da? Ok, și la un moment dat când s-a rezolvat mai mult sau mai puțin și problema cu poluarea, am dat peste încălzirea globală, care a luat avânt, cred, în 88. Sau ceva de genul ăsta. Cu Al Gore. Cu Al Gore. Lasă, Al Gore... E pe vârf deja. Pe Al Gore... El a devenit milionar? Nu. Nu, pe atunci. Tipul ăla de la 88. Și întâlnirile IPCC-ului, atunci au început să... International Panel for Climate Change, al ONU. Atunci au început să se întâmple. Cred că a fost și ăsta. Hockey stick graful. Ori în 88, ori în 92 a apărut.